Ploile românești ar putea ajunge în Orientul Mijlociu. Crescătorii de ovine pot răsufla ușurați pentru că au șanse mari să își valorifice marfa în Emiratele Arabe și există speranțe că ar putea fi deblocat comerțul cu ovine către Siria, Maroc, Tunisia sau Algeria. Oficialii Ministerului Agriculturii s-au întâlnit cu asociațiile crescătorilor de ovine, dar și cu societățile care se ocupă de exportul de animale vii și au discutat despre posibilitatea ca marfa fermierilor români să tranziteze Turcia pentru a ajunge pe mesele arabilor. Întâlnirea de la minister vine după ce premierul Viorica Dăncilă a fost într-o vizită de lucru în Turcia, iar acum ministrul agriculturii Petre Daia ar urma să se întâlnească cu omologul său turc pentru a discuta detaliile unei posibile colaborări româno-turce. În cadrul întâlnirii de la Ministerul Agriculturii s-a discutat concret despre cum ar putea fi făcut exportul de animale vii, pe distanțe atât de lungi, astfel încât marfa să nu aibă de suferit. Discuțiile s-au purtat pe acceptarea unei cote la schimbul de animale vii din specia ovine, precum și înființarea unor centre de odihnă a animalelor, astfel încât să se poată tranzita Turcia cu animale vii către țările din Orientul Mijlociu. 5 companii din Dubai și-au manifestat interesul vis-a-vis de acest subiect, astfel că s-a agreat o nouă întâlnire pentru inițierea negocierilor pentru exportul de ovine din România, partea română fiind așteptată să desfășoare o vizită în perioada 2-8 decembrie. 3 companii importante din statul Abu Dhabi sunt interesate să importe animale vii, păsări, bovine, caprine, produse procesate și furaje. În vederea stabilirii unor relații comerciale ferme cu statul Kuwait, este necesar în regim de urgență să fie agreat certificatul sanitar-veterinar de către autoritățile sanitar-veterinare ale celor două state. De asemenea, s-a convenit ca în perioada imediat următoare să se intensifice eforturile pentru deblocarea exportului cu Siria, în sensul agreării modelului de certificat sanitar-veterinar oficial de către autoritățile sanitar-veterinare ale celor două state, precum și realizarea tuturor demersurilor pentru exportul animalelor vii pe noi piețe externe, cum sunt Maroc, Algeria sau Tunisia, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii. România ocupă locul 4 în topul celor mai mari crescători de ovine și caprine din Uniunea Europeană, după Regatul Unit, Spania și Grecia, cu un efectiv de 11,5 milioane de capete în 2017, dintre care circa 10 milioane sunt ovine, potrivit Institutului Național de Statistică. Businessul cu oi se bazează însă predominant pe export, pentru că românii nu sunt obișnuiți să consume regulat carne de oaie. În 2017, România a exportat ovine și caprine vii în valoare de 180,5 milioane de euro. Aceleași date ale INSE arată că țara noastră a exportat anul trecut și carne de oaie și de capră de peste 35 de milioane de euro.